Astăzi au avut loc 33 de percheziții la domiciliul mai multor persoane din județele Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman, Dol și Timiș, într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată și spălarea banilor. În timpul investigațiilor au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă. Din cercetări a reieșit că la finele anului 2022 pe teritoriul României s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră cu aria de acțiune și competență internațională formată din cetățenii ucraineni și români specializat în activități de contrabandă, respectiv introducere în țară, comercializare și transport a unor cantități importante de țigarete, atât pe teritoriul României cât și pe cel al Uniunii Europene. Țigaretele achiziționate din Ucraina și Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri, fiind disimulate în alte categorii de mărfuri, gen bomboane sau dulciuri. Iar după introducerea în România ar fi fost transportate către depozite intermediare, descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alți clienți. În cursul investigațiilor au fost realizate prinderi în flagrant delict și efectuate percheziții domiciliare, inclusiv în județul Hunedoara, în urma cărora au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete provenite din contrabandă. Audierile urmează să se desfășoare la sediul DICOT, structura centrală.